Teme deschise cu Marina Dumitrescu. Bună seara, bine v-am găsit! De ce persoane curajoase și demne, care au jucat un rol esențial în lupta cu sistemul comunist și neocomunist, ajung să fie tratate de actualul establishment cu indiferență, în vreme ce reprezentanți direcți ai fostului sistem represiv sunt tratați cu onoruri? Greu de răspuns. Mai exact, greu de acceptat răsturnarea valorilor care se produce sub ochii noștri. În emisiunea de azi am dorit să o evocăm pe Doina Cornea, atât în contextul de dinainte, cât și în cel de după 1989. Invitata mea este astăzi doamna Ana Blandiana. Stimată doamnă Ana Blandiana, v-aș propune să începem cu o evocare mai personală a Doinei Cornea, care din partea dumneavoastră are o valoare deosebită pentru că o cunoașteți de mult și ați fost pe aceeași baricadă, ați luptat cot la cot, cum s-ar spune, pentru o cauză nobilă, mă rog, care acum se vede într-un fel batjocorită de situația din România, dar nu contează, aceste lucruri rămân și tot ceea ce ați făcut în ultimii 30 de ani în mod special, dar și înainte de asta, rămâne. Cum ați cunoscut-o și când pe Doina Cornea? Aș vrea, înainte să vă răspund la această întrebare, să fac o observație. În mentalul colectiv, după 89, din cauza felului în care am fost insultate împreună mereu și mereu, încet, încet, chiar și cei care nu erau rău intenționați ajunseseră să ne confunde. Deci mă refer efectiv la lumea neculturală. Da. Dar mi se întâmpla extraordinar de des să mi se adreseze cineva cu Doina Cornea, doamna Doina Cornea, fără să vrea să mă insulte. Dar între timp fuseseră pagini și pagini de insulte în care eram făcute ridicole împreună. De asta eu am avut sentimentul oarecum că parcă e pleonastic să scriu despre ea sau să vorbesc despre ea. Ca și cum ar fi fost despre dumneavoastră. Da, exact, ca și când m-aș fi și lăudat. Deci, vă răspund cât de concret pot. Am văzut-o pentru prima oară pe doamna Cornea în acea primă ședință a Frontului Salvării Naționale, care a avut loc în 27 decembrie. După aceea am vorbit de multe ori cu ea despre asta și o să vă povestesc chiar ceea ce ea mi-a povestit mai târziu, cum a ajuns ea în acea ședință. Asta urma să vă întreb. Ați fost într-un fel anexate, e clar, dumneavoastră și încă câțiva. Deci, acea prima ședință a fost extrem de traumatizantă, în primul rând. Era clar că n-avem legătură cu cei acolo. Întâmplător era o masă, era o masă foarte mare, rotundă, și doamna Cornea, în clipa când am ajuns la acea masă, ea era deja așezată la o distanță de 3-4 metri peste masă. Deci, nu în clipa când s-a terminat ședința în care eu am refuzat să fiu vicepreședinte și așa mai departe, m-am dus la ea și îmi amintesc, chiar am scris la moartea ei această amintire și amintirea faptului că m-am simțit ridicolă. M-am dus la ea ca să facem cunoștință și aș fi vrut să-i spun, în primul rând, cât de mult am ascultat-o, cât de mult am admirat-o, pentru că, de fapt, asta a fost cunoștința cu ea. Anii în care ascultam textele ei și muream de rușine că știam că este singură și în același timp aveam sentimentul că o solidarizare, în caz că aș fi avut curajul pentru asta, m-ar fi distrus numai fizic, deci nu mi-era frică pentru atât pentru ce aș fi putut păți fizic, ci pentru faptul că cu siguranță mi s-ar fi oprit scrisul, adică n-aș mai fi scris. Oricum nu publicam, eram interzisă, dar... Era dar, perioada când dar, erați interzisă. Simțeam că răspund și pentru ceea ce vreau să scriu. Nu sunt sigură, am scris la moartea ei, că această scuză este valabilă. Nu sunt sigură că spaima de dispariția unor cărți virtuale care după aceea s-au născut, într-adevăr, e o scuză suficientă că n-am fost atunci alături de ea. Deci m-am dus la doamna Cornea și primul lucru care mi-a venit în cap între atâtea pe care aș fi văzut a fost că i-am mulțumit pentru că într-una din scrisorile ei vorbise despre o carte a mea
care fusese interzisă, proiecte de trecut, și aveam extraordinar de viu în minte sentimentul de recunoștință și de umilință în același timp, că ea, cea care era periclitată în cel mai înalt grad, m-a apărat pe mine și nu eu pe ea. Ține aminte asta. În același timp, în clipa în care i-am spus, am avut revelația că sunt profund ridicolă, pentru că e clar că acea istorie s-a terminat și că a început o alta în care suntem și împreună și, să spun, și mai pierdute. Și că acea amintire literară este pur și simplu din altă istorie, din altă lume. Vă întrerup o clipă, doamna Blandiana, tocmai pentru că în acest volum de jurnal, de caiete ale Doinei Cornea, publicat de altfel de Fundația Academia Civică acum câțiva ani, se vorbește pe larg despre seria acestor scrisori ale Doinei Cornea, trimise la Europa Liberă în mod special. Și iată, chiar aici se vorbește despre această scrisoare deschisă adresată președintelui țării împotriva persecuțiilor. Și era vorba despre intelectualii persecutați, de exemplu, Ana Blandiana, care nu mai avea voie să publice, dar și despre alți intelectuali persecutați. Deci această scrisoare deschisă în care dumneavoastră sunteți pomenită în acea perioadă de final a vechiului regim, face parte din, într-un fel, din acțiunea Doinei Cornea dinainte de 1989. Da, deci cum ați ajuns în această ședință a FSN-ului din 27 decembrie 89? La mine a venit un om de servici de la Uniunea Scriitorilor și a spus că trebuie să fiu la ora 6 la actualul guvern, deci în Piața Victoriei. Trecuseră patru zile în care lumea mă oprea pe străzi, adică mă trata ca și când aș fi făcut parte din putere, iar eu nu știam unde e sediul acestei puteri. Și m-am dus acolo, se trăgea masiv, mai ales aici unde stăm în jurul radioului, și soțul meu a venit cu mine și țin minte că am avut o dispută, dar cum e mai periculos, să mergi lipit de zid sau să mergi în... Până la urmă am mers pe lângă ziduri și a fost ceva bizar de la început, a fost o întreagă discuție dacă mă lasă sau nu, din cauza numelui meu, care în buletin era Rusan, iar eu am spus, nu mă lăsați, nu-i nicio problemă, plec acasă. Iar în timp ce se discuta dacă mă lasă sau nu mă lasă, a intrat Dan Iosif, despre care nu știam nimic, adică un tânăr, ținând pe după gât două fete, râzând, probabil puțin băuți, nu i-a legitimat nimeni și au năvălit între timp, îmi dăduseră și mie drumul și eram la lift. Și pur și simplu era să cad pentru că au căzut peste mine când s-a deschis ușa liftului. Deci asta era atmosfera. Ca să vă dați seama cât de străine ne simțeam acolo. Doamna Cornea mi-a povestit după aceea ceva cu adevărat extraordinar. Deci ea a fost luată de acasă, cum să spun, cu toate onorurile cu putință, și dusă și suită într-un avion ca să sosească la București, ca Doina Cornea, principalul disident. Avionul însă n-a venit la București, de la Cluj, ci s-a dus la Oradea. Și ea, practic, a fost ținută arestată. De fapt, era o formă de arest, evident, și ea așa o interpreta, acum nici nu poate fi interpretată altfel. Deci motivul era că la București se trage și nu se poate ajunge, dar de ce nu o lăsaseră acasă, că se trăgea? Și în cele din urmă au adus-o pentru această ședință, deci când au hotărât să facă această ședință, au adus-o și au adus-o într-un tab de la aeroport. Deci, ea, vă amintiți scenele cu domnul Coposu, povestea asta cu tabu, adusă cu tabu, și când a plecat a fost luată tot în tab. Eu țin minte spaima îngrozitoare când am plecat, pentru că era deja noapte, nu mai era soțul meu, care nu fusese lăsat să intre, se dusese acasă, și drumul ăla din Piața Victoriei până aici, care nu-i foarte lung, fusese o teroare, iar eu atunci mă gândisem totuși, doamna Cornea e în tab, în siguranță, când ea era de fapt arestată.
Practic, ce se întâmpla atunci? Erați anexate, de fapt, ca personalități vizibile ale atitudinii de opoziție, conveneați puterii autoproclamate de atunci era ca vitrină. Un bun detergent și un produs de așezat în vitrină ca în spatele ei să se poată face. Da, face diverse lucruri. Ce vor. V-ați dat însă repede seama ceea ce Doamna este un merit. Doamna Cornea s-a dat prima în sensul că ea pur și simplu n-a mai venit după prima ședință, deci s-a întors la Cluj. Eu am participat la 4, deci la încă 3, până în momentul în care s-a declarat frontul partid și atunci am demisionat. Am plecat pur și simplu, nici n-aveai la cine să demisionez, ca să zic așa. Am plecat și m-am dus direct la România Liberă și am scris un text care a apărut pe prima pagină și doamna Cornea nu s-a mai întors. În schimb, cum ea era atât de celebră în Franța și era mereu înconjurată de ziariști care pe ea o căuta, întrebată ce puteți să ne spuneți despre Ion Iliescu, care devenise eroul, conducătorul țării și care semnase de altfel decretul de înființare a Consiliului Frontului cu 2 zile înainte ca să aibă loc această ședință, nu, din momentul căruia el ar fi avut dreptul să semneze. Adică totul era. Și doamna Cornea a răspuns, apar n-am, nu știu cine e. Mie nu-mi spune, nu-mi spune nimic. Nu știu nimic. Ceea ce a fost considerat o insultă, pentru că el era aproape sacrosanct în acele minute, ca să zic așa. În orice caz, doamna Doina Cornea, ca și dumneavoastră, în acel context atât de fierbinte, ne amintim cu toții în care manipulările erau extrem de eficiente încă, fiindcă și mass media erau limitate într-un fel ca forță. Faptul ăsta totuși a denotat o mare luciditate din partea dumneavoastră să realizați și a Doinei Cornea, în mod special, care mi-amintesc, deși nu eram în țară la acel moment, a denunțat, deci retrăgându-se și refuzând să mai participe și să primească orice fel de atribuții în acest front al salvării naționale, a denunțat caracterul lui nelegitim și așa mai departe, deci a făcut datoria. Deci, pe parcurs a răspuns în permanență întrebărilor ziariștilor și pe măsură ce se aflau lucruri, ea le spunea. În ceea ce mă privește, următoarea ședință a avut loc după 1 ianuarie și îmi amintesc că Ion Iliescu ținuse un discurs, cum ținea Ceaușescu de anul nou, și spusese că prin această revoluție li se va da țăranilor pământ. Nu știu ce cifră spusese el că se va da țăranilor, dar ea era mai puțin decât ceea ce aveau iobagii în voielile agricole între boieri și, deci iobagii aveau 1/3 și boierul 2/3, iar cifra dată de el era mai mică. Și țin minte că s-a enervat îngrozitor. Doamna Ana Blandiana, ce aș vrea să facem acum este așa, să descriem un pic, pentru că emisiunea pornește de la o evocare a Doinei Cornea, dar nu vreau să ne limităm la ea. Am fost mult timp împreună și evident și eu am făcut foarte multe lucruri, deci nu vreau ca acest interviu să fie un interviu despre ce am făcut eu, ci să mergem spre Doina Cornea. Inevitabil vă va cuprinde, dar sigur că am ținut să o evocăm pe Doina Cornea și pentru că soarta ei publică a fost una extrem de ingrată și de nedreaptă, în sensul că, precum alte valori ale societății noastre, a fost marginalizată, ba chiar închisă așa într-un fel de zonă a urii și a detestării. Aș vrea să lămurim pentru cine nu știe ce a făcut Doina Cornea înainte de 1989. Deci prin ce s-a remarcat, de fapt, opoziția ei la regimul ceaușist. Doina Cornea este, ca să spun așa, pseudonimul unei treimi. Deci ea a fost o mamă cu cei 2 copii a ei, care aveau o vârstă între 20 și 30 de ani. Deci 2 tineri. Fata era în Franța, băiatul era cu ea aici. Fata a făcut enorm pentru cunoașterea și ducerea spre publicul internațional a ceea ce făcea ea. Dar băiatul a fost cu ea aici, a pus manifeste împreună cu ea, adică a riscat tot timpul. Tintin, Leontin, Iuhas, este un personaj absolut extraordinar. Deci, Doina Cornea a fost împreună
cu copiii ei, o mamă care nu s-a gândit cum să-mi apăr copiii să nu pățească ceva, ci s-a gândit cum să-mi fac copiii să fie oameni, să aibă caracter. Este clar că a fost și o mamă și o bunică ieșită din comun la Sicriu. Au vorbit 5 nepoți extraordinari, 3 băieți al lui Leontin, minunați așa, niște brazi înalți, și un băiat și o fată a Adei. Și a vorbit fata. Vreau să vă spun, în primul rând, este vorba de o tânără născută în Franța și al cărui tată era francez și care vorbea absolut, absolut perfect românește, ceea ce nu se întâmplă la 90% dintre românii din străinătate. Știți foarte bine, ca și mine. Iar această fată extrem de inteligentă a vorbit despre bunica ei într-un mod extraordinar. Într-adevăr, această participare a familiei și a soțului și a mamei Doinei Cornea la această acțiune a ei extrem de riscantă, care s-a întins pe perioada mai multor ani, a fost vitală și ea mărturisește asta, da, în toate confesiunile sale, în toate jurnalele, accentuând, după cum spuneți, valoarea implicării fiului său, pentru care, spune, ar fi renunțat la această acțiune civică, să spunem, și morală, dacă el i-ar fi cerut-o, pentru că era un tânăr proaspăt căsătorit cu 2 copii și gândul că i-ar fi putut face un rău și ar fi distrus familia, nu l-ar fi putut suporta. Deci acceptul lui Leontin în raport cu acțiunea ei i-a dat, de fapt, forța cea mai mare. Zile de groază, nota Doina Cornea în jurnalul său la 1 iulie 1989. Tintin a fost concediat, cu siguranță din cauza activității mele de opoziție la nelegiuirile acestui regim. Nu cred că se va putea reangaja curând. Uneori mă întreb dacă acest imens sacrificiu are vreun sens. Nu credeam totuși că nelegiuirea va merge atât de departe încât să fie lovit Tintin în locul meu. Dar uite, iraționalul și arbitrariul iau locul rațiunii și al legalității. Cu toate astea, mă mai întreb dacă într-o societate avem dreptul să rămânem indiferenți la o primare minciună, nedreptate. A nu le denunța ar însemna oarecum a participa la consolidarea, dacă nu chiar la săvârșirea lor, ca autori morali. Sigur, mai scrie Doina Cornea, sacrificiul nostru este imens, raportat strict la familia noastră, iar rezultatul este imperceptibil, după toate aparențele, chiar inexistent. Protestele nu se înmulțesc, nici gesturile de solidaritate. Oamenii continuă să tacă și să îndure resemnați. Totuși, nu putem ști ce schimbări de atitudine se petrec în sufletul lor la atâtea îndemnuri prin Europa liberă de a trăi în adevăr. Dumnezeu va face ce crede cu actele noastre de rezistență la rău. Lui i le-am închinat. Am încheiat citatul din jurnalul Doinei Cornea. Ascultați emisiunea Teme Deschise, invitată Ana Blandiana. Este vorba de 31 de scrisori pe care le-a trimis la Europa Liberă. Începând din 1982, dacă nu mă înșel. Cred că da, da. Dacă am înțeles bine, inițial nu s-a pus problema semnării. Deci ea a trimis Europei Libere și a spus cine e, da, cine a scris. Dar nu s-a gândit că ei vor da numele, adică ceea ce chiar n-ar fi fost normal. Dar ei au publicat, probabil arăta mai bine în felul acesta, deci au gândit ca niște ziariști în interesul postului, ca să zic așa. Și în clipa aceea, ea și-a asumat. Deci, de fiecare dată când scrie despre asta sau vorbeam despre asta, acesta este un moment esențial, momentul în care a fost pusă să-și asume odată cu identitatea pusă clar ideile în public. Ceea ce mai mult i-a alimentat această acțiune decât s-o fi descurajat. Deci din 1982 până în 1989 a trimis acest număr totuși foarte mare de scrisori, dacă ne gândim la condițiile respective. Din câte am înțeles, din păcate nu cunosc cartea, editura Humanitas a publicat aceste scrisori chiar în 1991, nu știu dacă s-au reeditat, ar fi bine să fie reeditate și să se țină cont de ele. Aceste scrisori trimise Europei Libere au costat-o
foarte mult pe Doina Cornea. Vreau să vă spun că acum mai puțin de un an a apărut o carte a unui tânăr istoric din Cluj, se numește Giurgiu, despre Doina Cornea. Am citit-o când a apărut, dar acum de curând am citit-o cu prilejul și mi-a rămas în minte cu prilejul morții ei niște fragmente scoase din carte și ea povestește cum a scris și înainte scrisori. Spune ceva extraordinar. Spune, toți eram lași, toți eram îngrozitor de fricoși. Eu eram exact la fel de lași și de fricoasă ca ceilalți. Poate chiar mai. Deosebirea între mine și ceilalți era că eu făceam exerciții de a mă educa, de a ieși din această lașitate. Ei, printre aceste exerciții au fost scrisori, ea le înșiră doar, nu știu ce conțineau ele, adică pe diverse teme, probabil, către patriar, către verdeț, către primar sau prim-secretarul sau cum se numea. Deci știu doar din mărturisirea ei din cartea asta. Deci scrisorile de la Europa Liberă, care au devenit de fapt opera ei, au avut înainte niște exerciții civice, făcute așa, cum să spun, cu dinții strânși, ca să-și dovedească să ieși că are curaj. Dintr-un scrupul moral și aș îndrăzni să spun și spiritual, extrem de intens al Doinei Cornea și poate că asta este una din revelațiile pe care le produc jurnalele ei. Iată, am să citez un mic pasaj numai în legătură cu acest statut pe care ea îl consideră absolut esențial pentru calitatea de intelectual. Intelectualii, statutul și comportamentul lor mă preocupă și îngrijorează. Ce este un intelectual în viziunea mea? E omul care, printr-un efort spiritual și intelectual, ajunge la o bună așezare în lume ca ființă morală, devenind totodată o conștiință a lumii, ca martor și mărturisitor, nici de cum ca tăinuitor al adevărului. Acest tip de raționament, ca să spun așa, a ghidat-o pe Doina Cornea încă de la începuturi, chiar și atunci când acțiunile ei, să spunem, aparent nu erau neapărat explozive. Dar ea avea acest scrupul de a pune în practică asemenea idei și o făcea și ca asistent universitar cu studenții la Facultatea de Franceză din Cluj. Prin toate căile încerca, atât cât îi permiteau condițiile, să pună în aplicare. Și avea conștiința, asta mi se pare extraordinar, că în timp ce toată lumea, și o spun cu tristețe, inclusiv toată lumea bună și intelectualii din Cluj, o considerau intrată într-un fel de anormalitate, adică era, știți, în română, năzdrăvan, provine din nezdravăn, deci întotdeauna la noi aceste lucruri se confundă. Ei bine, ea făcea efortul să fie normală. Asta era normalitatea. Și de fapt, asta era, toți ceilalți erau anormali. Dar curajul de a fi normal printre atât de mulți anormali era foarte mare la momentul respectiv. Într-o scrisoare adresată fiicei sale din Franța, datată 16 decembrie 1988, Doina Cornea face un tablou succint al condițiilor de arest la domiciliu pe care îl socotea ilegal. Citez. Suntem păziți ziua și noaptea, 24 de ore din 24, de miliție și securitate. Sunt zile când nu mi se dă voie să ies pe poartă, uneori nici tatei, fără nicio justificare. Situația fluctuează arbitrar, uneori sunt urmărită la o distanță de un metru, alte ori mai discret, dar întotdeauna urmărită, atât pe jos cât și cu mașini. Totul coordonat prin emițătoare radio. Nu mi se dă voie să intru la persoane particulare, nici la biserică, la preot. Cunoștințele care încearcă să-mi vorbească pe stradă sunt pe loc legitimate și alungate cu brutalitate. În ultimele săptămâni am fost convocată de două ori, întâi la securitate, apoi la miliție. Lovită, pălmuită, amenințată în fel și chip. Telefonul ne este deconectat, deși abonamentul e plătit la zi. Iar într-o epistolă din 21 februarie 89, referitor la același regim de viață impus, Doina Cornea mai spune: într-un fel mi-e milă de îngustimea judecăților, care crede că, odată ce au suprimat samavolnic relațiile de natură fizică între oameni, au reușit să suprime legăturile invizibile dintre suflete.
Aș vrea să mai vorbim despre ceva, doamna Ana Blandiana, înainte să trecem la perioada de după 90, când ați colaborat strâns cu Doina Cornea. Să revizuim puțin tabloul, ca să zic așa, opoziției românești la regimul ceaușist. Și insist la regimul ceaușist, pentru că despre asta se vorbește mult mai puțin decât despre regimul comunist pre-ceaușist, deși ele, ambele aceste fațete, fac parte din același diabolic sistem. Se spune și se știe că opoziția față de regimul ceaușist n-a fost foarte puternică, totuși ea a existat. Aș vrea să vedem împreună, contemporan cu Doina Cornea, în contemporaneitatea opoziției, ce se mai întâmpla în țară. Aș face o observație. S-a spus tot timpul că în România n-au existat dizidenți, ceea ce este adevărat. Dizident înseamnă cineva care se întoarce împotriva propriilor lui idei și a celor alături de care a fost. Deci dizidenți sunt foștii comuniști care s-au dezis de comunism. Mi se pare firesc și logic în România să nu fie existat dizidenți, pentru că în România n-au prea existat nici comuniști convinși. Deci în România a funcționat un oportunism care n-avea cum să dea dizidenții ai oportunismului. Deci întotdeauna am încercat să marchez deosebirea între dizidenți și oponenți. Și chiar în ceea ce mă privește am protestat din toate puterile când mi se spunea dizident. N-aveam cum să fiu dizident, nu fusese membru Partidului Comunist. Dar în același timp s-a petrecut ceva destul de trist în felul Occidentului de a privi lucrurile. Stânga a fost foarte puternică în Europa, nu trebuie să vă explic, după război, și încet, încet s-a confundat comunismul cu antifascismul, ceea ce e clar că nu e același lucru, și s-a creat și inversul, răsturnat, adică cine e împotriva comuniștilor este nazist, ceea ce era, e sigur că nu era adevărat. Cea mai bună dovadă a felului în care Occidentul a fost solidar cu Uniunea Sovietică, de exemplu, a fost pactul Ribbentrop-Molotov, nu? Comuniștii francezi au trecut de la condamnarea lui Hitler la înălțarea în slăvea lui Hitler imediat ce a făcut-o Stalin. Ei bine, abia după Solzhenitsyn, inteligenția apuseană a început să se detașeze de Uniunea Sovietică și de comunism. Și în acest sens, ei au preferat tot timpul să vorbească despre dizidenți, adică despre foștii comuniști care și-au dat seama de adevăr și adevărații anticomuniști, adică oponenții care nu fuseseră niciodată comuniști, prefereau să nu ia în seamă și chiar să-i confund sau să se facă că îi confundă niște oameni de dreapta sau chiar de extremă dreapta, ceea ce uneori era cazul, dar de cele mai multe ori nu. În orice caz, în cazul Doinei Cornea, în cazul lui Radu Filipescu, în cazul lui Goma, nu era adevărat. Haideți să facem un mic tablou al acestei opoziții, o numim așa, anticomuniste în ceaușism, în contemporaneitatea Doinei Cornea, deci. A fost mișcarea lui Paul Goma, la care doamna Cornea, din câte am înțeles din jurnalul acesta, a vrut să se ralieze, dar nu știu în ce măsură a reușit. A fost mișcarea de lup singuratic, oarecum, a lui Radu Filipescu, eșuată, dar care rămâne un reper. Au fost cele două mișcări de protest ale muncitorilor, ignorate în continuare, din Valea Jiului din 77 și de la Brașov din 1987. Dar, doamna Blandiana, cred că au mai fost și altele despre care nu se știe. Sigur, a fost... Constantin Paraschiv. Da, Paraschiv a fost într-adevăr un personaj absolut extraordinar. Absolut extraordinar. După cum mai există un personaj care se numește Filip, domnul Filip, care este un erou în Polonia, nu numai că are cea mai mare decorație poloneză, dar efectiv se află în vitrinele din muzeul Solidarnost de la Gdansk. Este pentru că este un muncitor simplu din Cluj care a scris muncitorilor de la Gdansk, de la șantierele navale, solidarizându-se cu ei. Adică le-a scris lor o scrisoare, a trimis o scrisoare în limba română în Polonia. A avut acest curaj. Exact, a avut acest curaj fără să aibă nicio posibilitate ca el să devină public, să devină un erou al Europei libere. Așa este, de-aia insistam, a mai fost, bineînțeles, Gheorghe Ursu, cunoaștem cazul Gheorghe Ursu, tragic, a mai fost cazul muncitorului de la
Brașov care și-a dat foc pe postăvarul. Sigur, și cred, doamna Ana Blandiana, și de aia vreau să insist asupra acestui lucru și sunt sigură că regretatul dumneavoastră soț, Romulus Rusan, a investigat sau ar fi investigat și acest capitol. Există mulți asemenea opozanți de, în categoria celor pe care le-ați ilustrat-o acum, oameni necunoscuți care din proprie inițiativă și-au manifestat ostilitatea sau opoziția, dar care au fost neutralizați total până la nu se mai ști despre ei. La Sighet există o sală care le este dedicată și în care, alături de Doina Cornea, alături de domnul Paraschiv, alături de Radu Filipescu, alături de istoria lui Gheorghe Ursu, apar grupurile de la Filipești de pădure, apare Filip, mi-am să aminte pentru că l-a citat pe soțul meu și pentru că el era cel care îi făcea cercetările. Cum să spun, eu nu m-am recalificat niciodată în istoric, în timp ce el chiar a devenit un istoric. Deci, memorialul de la Sighet, efectiv, a încercat să fie exhaustiv, adică tot ce s-a putut afla despre perioada respectivă există acolo, dar există și lucruri pe care n-am avut cum să le punem și care pentru mine rămân niște minunate mistere, dacă pot să spun așa. Nu știu dacă erați în țară și dacă ați aflat sau vă amintiți, în caz că ați aflat, a existat, cred că pe la sfârșitul anului 88 sau începutul 89, o întâmplare în București în care... Sunt convinsă că niște tineri, că era ceva atât de tineresc în idee și în gest, au îmbrăcat niște câini vagabozi de care era prin maidanezi, de care era prin Bucureștiu, în niște huse pe care scria jos Ceaușescu și le-au dat drumul. Și milițienii sau securiștii au început să alerge după ei și, bineînțeles, câinii alergau tot mai tare și pe margini lumea râdea tot mai tare și a fost un moment extraordinar. Deși am lucrat la memorial și deși eram toată ziua la România Liberă, deci ziarul de opoziție, nu am reușit să... Voiam să-i cunosc pe acești oameni care reprezentaseră foarte mult pentru mine. De exemplu, momentul în care s-a dat foc statuii lui Lenin. Au pus niște anvelope la care le-au dat foc în jurul statuiei. Deci erau niște gesturi aproape de bășcălie, a zice, care erau extraordinare. Într-adevăr, este foarte interesant de analizat mai profund această etapă a comunismului ceaușist, care este în general pus în paranteză din motive multiple pe care acum nu o să le analizăm. Doamna Blandiana, să trecem deci după 90, când, cum spuneam, colaborarea dumneavoastră cu Doina Cornea și apropierea de dumneaei s-au intensificat. A fost cu noi, în primul rând, Doina Cornea, înaintea Alianței Civice. Alianța Civică a venit și a fructificat, printre altele, forumul antitotalitar pe care Doina Cornea împreună cu Adrian Marino, fost deținut politic. Acest forum antitotalitar era înființat la Cluj, în timp ce în București era piața Universității. Doamna Cornea a făcut tot timpul parte din conducerea Alianței Civice. Venea pentru mitingurile Alianței și în ceea ce privește memorialul, pot să vă dau un singur exemplu. Când am făcut sala despre persecuțiile religioase, niciuna dintre cele două biserici românești n-au vrut să colaboreze. Pe de o parte, s-au dus la Patriarhie, soțul meu împreună cu Ioana Boga, acum directoarea memorialului, să îi roage să ne ajute cu cât mai multe date, adică despre preoții din închisori. Și li s-a răspuns că e o problemă care nu-i interesează, pentru că preoții ortodoxi n-au stat în închisori pentru Iisus, ci pentru ideile lor politice. Ceea ce este profund nedrept, pentru că... Pentru față de adevărați martiri ortodoxi. Tata a stat pentru că venea prea multă lume la biserică și pentru că predicile lui puteau fi interpretate subversiv prin... dar în timp ce mitropolitul de la Blaj, care îmi amintesc de câte probleme m-am făcut, cum să mă adresez, adică i-am scris o scrisoare, dar nu prea mă pricepeam la formule și rugându-l să ne ajute, nici nu mi-a răspuns. Deci Doina Cornea a fost cea care a făcut toată documentarea pentru Biserica Greco-Catolică care există la Sighet. Deci, ea efectiv a făcut în permanență tot ce a putut din toate punctele de vedere. Nu mai vorbim că, de exemplu, noi am scos la un moment dat o carte, adică am strâns într-o dezbatere împreună toți cei care fuseseră
opozanți, deci băieții de la Brașov, minerii din Valea Jiului, cei de la Filipești de Pădure, Radu, Filipescu, mă rog, și bineînțeles Doina Cornea și cu Tintin, băiatul ei, care au participat la discuții, dar participau întotdeauna și veneau, deci a fost foarte activă. Ea a dispărut, a avut aerul că dispare în momentul în care n-a mai fost atât de insultată, pentru că a existat o perioadă în care exista prin murdăriile care se aruncau asupra ei, adică era făcută, transformată într-un fel de personaj malefic al societății românești. Aici, probabil că amândouă, și dumneavoastră, și Doina Cornea, și Ion Caramitru, și alții care au ieșit din Frontul Salvării Naționale în momentul când și-au dat seama că, de fapt, erau folosiți, au devenit ținte pentru acest nou regim, care, de fapt, nu i-a iertat. Da, așa este? Nici până acum, ca nici să zic așa. În alte pagini de jurnal din 1989, Doina Cornea notează: cultura nu poate fi vie decât în măsura în care valorile ei sunt trăite, transformate în atitudini spirituale, explicite și constante, chiar și în cele mai potrivnice împrejurări. Este motivul pentru care nu putem să-i considerăm intelectuali pe tehnicienii inteligenței din societatea românească de azi. Participarea la neadevăr este singura legătură între membrii societății noastre actuale. Ea duce la forme de necinste colectivă și la anularea demnității noastre ca neam. Neîncercând să ne eliberăm de această spaimă abrutizantă pentru a deveni oameni demni, participăm la rău. Suntem vinovați. Cine mai este astăzi oare dispus să recunoască câtă dreptate avea Doina Cornea? Emisiunea Teme Deschise continuă. Ultimul fragment al discuției noastre, doamna Ana Blandiana, este vorba despre memoria memoriei, despre felul cum se gestionează astăzi această memorie a trecutului recent și despre această răsturnare a ierarhiei de valori la care asistăm. Cum este posibil să se vindece această problemă? Care este totuși soluția? În continuare, categoria din care faceți, îndrăznesc să spun, facem parte, este minoritară în ceea ce privește o justă evaluare a acestui regim nefast care a fost regimul comunist. Că întotdeauna minoritățile au dus istoria înainte. Deci asta nu spune nimic. Chiar nu o să dau nume, dar am fost impresionată la târgul de la Leipzig. Am avut o ciocnire cu un scriitor de altfel bun care face parte din conducerea coaliției care e acum la putere și căruia eu, reproșindu-i niște afirmații pe care le-a făcut public acolo, mi-a răspuns: n-ai decât să spui ce vrei, oricum voi sunteți minoritari. Ceea ce mi s-a părut din partea unui intelectual uluitor, pentru că totdeauna elitele care au creat istoria au fost minoritari. Gândiți-vă cine a făcut unirea. Deci suntem în anul centenarului. Au fost câte o mână de oameni particulari. Particulari, deci ei au devenit după aceea în țara care a existat în visul lor și pe care au creat-o, miniștri și parlamentari. Dar, cum să spun, Ion Nistor era profesor la Universitatea din Viena și și-a părăsit postul și s-a întors la Cernăuți și a creat un Consiliu Național și a scris actul prin care Consiliul Național unește Bucovina de Nord cu România. Sau Pan Halipa și Ion Inculeț și Ciugureanu de la Chișinău, care au fost primii. Nu exista niciun precedent înainte. Haosul, iadul care era fosta Rusie după căderea țarismului, în care toți omorau pe toți și fiecare popor îl ura pe celălalt, ei au strâns la un loc o mână de români, i-au organizat și au anunțat unirea
cu țara. Elitele sunt cele care creează, să nu mai vorbim de ce s-a întâmplat în Ardeal, bineînțeles. Chiar și când ele nu sunt recunoscute însă ca atare de către societatea cărora le aparțin. Acum, de exemplu, la moartea Doinei Cornea, doamna Blandiana, s-a deplâns de către mulți, inclusiv aici am un articol foarte frumos al lui Marius Ghilezan din România Liberă, în care deplânge această răsturnare a ierarhiei de valori. Spune că în mormântarea Doinei Cornea mai mult a fost sabotată de către mass media, de către reprezentanții instituțiilor și așa mai departe, în vreme ce Iulian Vlad a fost omagiat de toate televiziunile atunci când a fost înmormântat, ca și generalul Gușe, elogiat și cu discursuri encomiastice și așa mai departe. Doina Cornea însă a fost tratată cu indiferență, cel puțin spus, dacă nu chiar cu dispreț. Aici este întrebarea mea. Cum de aceste valori morale, aceste persoane care efectiv și-au pus practic viața în joc, viața, vorbesc în sensul generic, nu neapărat biologic, deși a existat și pericolul acesta asupra vieții fizice, nu au reușit totuși să se impună, să convingă societatea românească într-o măsură mai mare de valoarea lor de modele. Da, totuși, cred că trebuie să luăm în considerare totul. Deci, este absolut corect ce spuneți despre televiziuni, da? Care, cei drept, ele contează. Suprafață, din păcate, destul de mult. Ca suprafață, ele contează. Totuși, revistele culturale au scos numere speciale dedicate doamnei Cornea la moartea ei și cu texte cu adevărat impresionante și scrise de oameni care era clar că știu cine este și... Cum să spun, mă întrebați, asta este ca și cum m-ați întreba de ce de 27 de ani este votat mereu cu o mică întrerupere PSD-ul, care între timp a avut 4 nume, dar toată lumea a fost de acord tot timpul. Că la început a făcut crime, că după aceea a furat, că după aceea... Și totuși este, de curând am făcut un pariu pe care cred că îl voi pierde cu un prieten care susține că la alegere viitoare va câștiga tot PSD-ul. Și eu am spus că nu cred. Însă de câte ori se mai întâmplă ceva îngrozitor, îmi dau seama că s-ar putea să pierd. Personal sunt cu adevărat cutremurată de capacitatea lor de a educa sau a dezeduca. A reeduca aproape. Așa, da, adică de felul în care cu adevărat au reușit să creeze omul nou, cu adevărat au reușit să spele creierele. Deci au fost foarte mulți ani în care am crezut că era doar o încercare, că de fapt nu reușiseră. Nu, au reușit. Până la urmă totul va fi o chestiune de educație, de reluare de la capăt. Doamna Blandiana, ne apropiem de sfârșitul discuției noastre, dar aș vrea totuși să mai punctez două lucruri. Înainte de a-mi spune ce părere aveți sau cum vedeți apariția oarecum neașteptată a testamentului lui Corneliu Coposu și dacă considerați că mai poate avea o rezonanță totuși în acest peisaj destul de abrutizat în care trăim. Aș fi vrut să vă întreb altceva de o natură mai tehnică, pentru că în zilele noastre mulți istorici și mulți, mă rog, analiști istorici, să le spunem, pun excesiv, aș spune, accentul pe arhivele CNSAS în reevaluarea sau în analiza trecutului recent. Cum vedeți ponderea acestor documente CNSAS? În ce măsură ele sunt fiabile, în ce măsură ele pot constitui ele însele o bază de documentare pentru istorici, în ce măsură trebuie coroborate cu alte tipuri de documentație. Sunt arhivele CNSAS relevante în sine? În exclusivitate, sigur, nu. Că sunt importante, este sigur. Indubitabil. Sigur. În același timp, însă, este clar că ceea ce se găsește acolo este ceva scris de niște lucrători ai securității. Deci asta nu trebuie pierdut din vedere. De exemplu, e o problemă cum hotărăști să socotești un text în care un capitan sau locotenent sau nu știu ce de securitate care semnează cu numele lui și asta face raportul în care spune ce i-a spus Doinaș. Deci el, securistul, spune ce l-a auzit pe Doinaș spunând. Dar dacă nu e adevărat?
nu discut cazul Doina, e mult mai complex, dar există și acest aspect, pentru că nu s-au găsit texte scrise de mâna lui și nici contractul lui cu... Mi-amintesc mai multe cazuri în care în Curtea Uniunii ne întâlneam mai mulți, era instituția noastră și asta e una din marile tristeți, că au fost ani în care chiar a fost mândră că sunt membra Uniunii, fiindcă la Uniune, de exemplu, se vota liber. Nu zic că a folosit la mare lucru. E o chestiune de mare finețe. În același timp, este clar că sunt documente. Și sunt documente de care nu se poate să nu se țină abstracție, sigur că da. Doar atâta vă mai rog, doamna Doina Cornea a avut o relație apropiată cu Corneliu Coposu. Deci era apropiată de domnul Coposu mai mult decât de PNC, adică cel puțin Alianța Civică a avut-o noi, romii și cu mine personal, dar și organizația, o relație extrem de strânsă cu domnul Coposu și aproape neglijabilă cu alți lideri ai PNC-ului. Deci se simțeau clar solidari. Solidari și ne simțeam solidari. A apărut deci acum acest testament al lui Corneliu Coposu. Cum ar trebui să-l privim și cum ar trebui să-l eventual să-l punem în valoare? Cum îl vedeți? Îl vedeți ca pe ceva depășit sau pe ceva care ar putea de fapt să fie în continuare util? Asta ține de cine va fi în stare să-l urmeze, ca să spună, să-l citească și să îl pună în practică. Este un text scris de domnul Coposu în momentul când era bolnav. Sigur, poate fi numit testament, el nu se numește testament, dar este un text care conține mărturisirea lui de credință ca om, ca intelectual, ca om politic și a cărui idee principală este că politica fără morală n-are nicio valoare. Recunosc că în condițiile aceasta, această afirmație poate suna aproape ridicol. Adică ce morală într-o lume în care se ajunge la conducere pentru că se fură și că, în care ierarhia este făcută după cine a furat mai mult. Dar în același timp, așa s-a creat România Mare, că toți suntem în anul centenarului, pe asemenea idei și care au funcționat atâta timp cât au existat tineri care au crezut în ele și care și-au pus destinul pentru transformarea lor în realitate. Întrebarea adevărată este în ce măsură asemenea tineri vor exista în continuare. Vreau să vă spun că în 14-15 iulie o să facem la Sighet o întâlnire cu foști elevi ai școlii de vară, care a funcționat 18 ani, după aceea n-am mai avut bani, și în care veneau 100 de elevi și profesori, conferențiari, erau mari istorici din toată lumea. Acești foști adolescenți aveau între 15 și 18 ani, asta era marșa. Au devenit adulți, sunt foarte curioasă, tocmai din acest punct de vedere, în ce măsură acești tineri au fost marcați și știu că au fost marcați, dovadă că revin, de faptul că au trecut prin școala de vară, deci au înțeles ce reprezintă memoria care era strânsă acolo și în ce măsură ei sunt gata să o fructifice. Aș prefera să vă povestesc după. Există un singur domeniu în care estul Europei este, așa zicând, mai bogat. Domeniul suferinței, pe care, dintr-un anumit punct de vedere, a trăit-o în a doua jumătate de secol 20 și în locul vestului, împiedicându-l să repete experiența și drama. Ca să nu fi fost zadarnică, această suferință trebuie să devină convertibilă. Să nu uităm că estul se întoarce înfrânt din cea mai mare iluzie a istoriei, susține Ana Blandiana într-una din conferințele incluse în volumul Istoria ca viitor, apărut la Humanitas anul trecut. Probabil că aceasta ar putea fi morala discuției de astăzi, pe care am dedicat-o memoriei Doinei Cornea, al cărei jurnal, publicat sub egida Fundației Academia Civică în 2009, rămâne o lectură revelatoare, pe care vă recomand tuturor. Mulțumindu-i călduros doamnei Ana Blandiana pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim săptămâna viitoare, cu bine! Thank you.
Thank you.